Deși unele restricții au fost bine diminuate, la Strehaia petrecerile au și început. În acest weekend, un botez a fost întrerupt de oamenii legii. Cei prezenți s-au ales cu amenzi în valoare de 8.000 de lei. Chefurile de la Strehaia se termină cu amenzi. În acest weekend, în cursul zilei de duminică, un botez a fost întrerupt de oamenii legii pentru nerespectarea măsurilor în vigoare. S-au dat amenzi în valoare de 8.000 de lei. Este vorba despre un botez organizat de către un bărbat de 50 de ani în propria locuință. După apariția polițiștilor, invitații au renunțat la chef. În ultimele 24 de ore au fost continuate acțiunile de verificare cu privire la modul în care sunt respectate măsurile dispuse în contextul epidemiologic actual. Astfel, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, în cursul zilei de ieri, la ora 13, polițiștii orașului Strehaia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la locuința unui bărbat de 50 de ani din localitate, a fost organizat un eveniment privat, un botez. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legii 55/2020 în valoare de 8.000 de lei. Totodată, în urma intervenției, persoanele participante au părăsit locul unde a fost organizat evenimentul, petrecerea fiind întreruptă. De asemenea, în ultimele 24 de ore, peste 1.000 de mehedințeni au fost verificați de către polițiști. Aceștia au aplicat 37 de amenzi în valoare de 15.000 de lei pentru neportarea măștii de protecție. Șirul acțiunilor de verificare privind nerespectarea măsurilor rămase în vigoare va continua și în perioada următoare pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin.